Salut și bine ați venit pe canalul meu, Everyday Life Video. Dați un share, un like și un subscribe, că e cel mai important. Am schimbat uleiul la Fordul 2000 și filtru. Și ce am văzut în filtru m-a cam speriat, șpan. Nu știu de unde, de la pompă șpanul sau din motor, dar cred că de la pompa de ulei. Cine a avut înainte tractorul ăsta nu a avut nicio treabă cu schimbatul de filtru de ulei. Nu a fost schimbat de, cred că, de 5 ani. Presiunea avea tot timpul 3 bari. Avea presiunea la relantiu și scădea altata la 2,8. Dar nu am mers cu el niciodată. Numai așa l-am pornit pe loc să văd ce și cum. Acum când îl pornesc e la 3,8, 4 la relantiu. Nu știu, sper să fie bun motorul. Mă cam îngrijorează șpanul ăla. Ce l-am văzut aici. Filtrul de motorină la fel a fost. Varză. Varză, varză. Și numai ăsta e legat. Pe viitor o să leg și filtrul cu amorsare. Numai sper să mai fie bună. Asta la amorsare, că nu știu dacă nu scăpa pe lângă și de a anulat-o. Oricum, păcat de el că tractorul pornește și merge foarte bine. Mai ales că e un Ford destul de vechi. Și pentru anii lui merge chiar foarte bine. Nu știu ce și-a bătut fostul proprietar joc de el, că e păcat. Adică, totuși, la cum pornește, merge super bine. Și văd că i-a pus o supapă pe tur, nu pe retur. Că asta, dacă îl scoți de acolo, vine motorină. Pompa s-ar putea să fie cam așa și așa de, dacă o pus supapă. Dar totuși pornește bine, merge bine. Nu înțeleg de ce nu a putut să-i schimbe un filtru de ulei, că e 90 de lei. Și îl schimbi odată pe an, nu îl schimbi fiecare zi. Sau depinde la câte ore lucri cu el, da? Nu. Nu știu ce șanse mai are ăsta, tractorul. La ce șpan am văzut în el. Nu știu. Motorul nu bate, nu troncă, ne poate să fie din pompă sau poate să fie adunat de atâția ani de zile. Dar era și mai mare un pic șpanul, nu știu. Oricum nu am avut grijă de el, să văd în ce stare se prezintă, dacă nu să chem ceva mecanic bun să desfacă motorul, să vedem ce e baiul, că ar fi păcat. Nu știu dacă mai merită investiția în alt set nou, având în vedere că e Ford, nu e 445. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu. E, ar fi păcat să se ducă, da? Numai timpul ne poate spune. Trebuie să văd dacă mai iau cauciucuri, să văd dacă mai investesc acum în el, că șpan, cam mult a fost. Am luat un cardan pentru migul de erbicidat și bineînțeles că nu se potrivește. Pentru met, nu mig. Pardon. Nu se potrivește aici, așa că asta nu are nuturi. Au avut ea nuturi odată pe vremea ei și cred că a fost și o frezat-o la strung. Priza merge, merge tot. Tot merge la ea, da? Din păcate asta e. Și la priză văd că tăia șuruburile, au scos șuruburi aici, au sudat-o. Ăsta a tras de el de o rupt tot. Eu n-am fost să-l văd când a fost să-l cumpere, că nu-l cumpăram. Sincer, nu-l cumpăram. Cabina e prinsă direct pe aripă, aripa e sudată acolo în ăsta, aici e mâncată. Nici cabina nu o să reziste pe aripă, o să trebuiască să-i sudez aici în spate. Da, coțin pe asta. Să-i sudez de acolo pe bara aia. O ramforsare ca lumea. Telefonul ăsta zoomează numai cum vrea el. Și focusează de acolo, acolo trebuie să-i sudez și în partea aia alta la fel. Ca să stea pe bările astea de susținere, nu pe aripi. Că aripile nu au fost proiectate pentru așa ceva. Și n-are destule întărituri ca să reziste. Da, e cum e, acum nu-i... Că e vechi și nu au fost nici foarte mulți bani, dar
Nu mă așteptam să fie chiar fostul proprietar să n-aibă grijă să schimbe un ulei și un filtru care amândouă te costă în jur de 200 de lei. Un bidon de 20 de litri de ulei și un filtru original. Că se mai găsește și de la Donaldson, nu neapărat de Ford. Să zici că neapărat de Ford trebuie să iei. Dar oricum, păcat de utilaj, că e, bă, e bun, e rău, știi cum e. Îi, important e că îi. Dar dacă nu le-ai avea deloc. Și furtunile hidraulice nu au putut să le facă mai lungi, un pic, ca să poți să le agheți aici lateral, să le prinzi cumva cu ceva în carcasa asta de tablă, nu neapărat aici, că aici e cutia. Dar aici să le strângi cu un colier, cu ceva, dai cu picioarele peste ele, tot furtunele și picioarele. Păcat, sunt dezamăgit de ceea ce văd. În asta a fost umblat de unul care meseria așa, o să vede acolo siliconul cum l-a pus. Na, n-am fost eu să-l văd. L-a luat cum l-a luat. Din păcate. Și la UTB-ul ăla alt. Asta primul de aici. Trebuie să-i fac și lui schimb de filtre și de ulei, că și ăla are presiune undeva la 3,2 bari. Care la antiu când e pornit rece. Păi la rece el trebuie să aibă undeva la 4 jumate. Să fie pe linia verde neapărat. Hai mă, focusează. Nu vrea numai manual. Să fie pe linia verde neapărat. Bine, și 3,2 pe linia verde. Nu că nu, da. Una e așa și una e așa. Asta e, una e să fie uleiul schimbat și una e să fie uleiul de când e tractorul, că asta cred că asta s-a întâmplat. Oricum foarte, foarte vechi uleiul în el. Da, să sperăm că avem o șansă să ne descurcăm cu el. Cam atât pe ziua de astăzi. Ne auzim mâine, poimâine mai am de reparat pe ele. Bă, eu vă spun sincer, le-am cumpărat ieftine, rable, și le pun eu la punct. Motoarele merg, la ale două UTB-urile astea nu știu încă. Că știu că motoarele sunt bune. Și le fac eu. Mai bag câteva milioane. Poate 10-15 milioane. Și știu că am băgat nou și ce am băgat nou e băgat de mine și nu are ce să se strice. Dar, na. Acum sunt mulți care o să zică, bă, astea de generație nouă sunt mai bune. Știu, și eu vreau să-mi iau unul de generație nouă cu cabină ca lumea, cu care are cabina insonorizată, izolată, să nu mai îngheți de frig, să nu mai mor de cald, să ai o climă, să ai și tu un confort. Da, e adevărat, da. Dacă deocamdată nu e disponibilă treaba, mergem și așa.